Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit! Astăzi vă propun să discutăm despre Partidul Social Democrat, despre istoria recentă a Partidului Social Democrat, pentru că în lipsă de alte subiecte interesante, iar din faptul că PSD a uitat să fie un partid de opoziție, având în vedere că a câștigat alegerile parlamentare din decembrie și ar fi trebuit sau ar trebui să fie foarte vigilant în ceea ce înseamnă viața parlamentară, activitatea guvernamentală și să vină cu oameni importanți, cu experți pe fiecare subiect în parte, în special pe problemele sociale pe care vedeți că se dezvoltă acum și în stradă, oamenii sunt nemulțumiți, înghețarea salariilor, apărarea, pentru că până la urmă este legea salarizării, este legea promovată de ei și ar fi trebuit cumva să se lupte pentru acest lucru, deocamdată se pare că se ceartă între ei. Este o telenovelă tipic românească în care avem pe Viorica Dăncilă care au hotărât să facă să publice amintirile din perioada cât a condus guvernul și despre activitatea pe care a avut-o în calitate de președinte al Partidului Social Democrat. Ca istoric, eu consider că este un lucru bun pentru că este partea ei de adevăr și noi cei care până la urmă suntem societatea, care compunem societatea, este bine să fim informați. Evident, știm că memoriile sunt de fiecare dată subiective, dar pot contribui și pot completa partea de istorie, partea care practic poate nu ne lipsa și în felul acesta ne putem da și noi seama de unitatea aceasta din grupul de la PSD care au condus România o perioadă întreagă de timp. Din punctul acesta de vedere, cred că Viorica Dăncilă a procedat corect. Însă, în această telenovelă a apărut Marcel Ciolacu, care probabil înainte de a fi ales, nu prea știam foarte multe despre el, decât așa, acea etapă cu Omar Haisam și practic e un băiat simpatic de Buzău care a ajuns parlamentar și probabil acolo se va opri. Însă, așa cum se pare, gașca lui a fost destul de vigilentă și a reușit cumva, după ce Dragnea a fost debarcat, să ajungă cumva la putere. În ceea ce mă privește, chiar mi-aduc aminte că am scris un editorial în vremea respectivă, Marcel Ciolacu a procedat precum un tren, el fiind locomotiv. A mers prin țară, a oferit funcții, a negociat, le-a dat celor care avea o poziție importantă în partid de anumite avantaje, cu siguranță a acceptat ceea ce au cerut, doar cu condiția ca el să fie viitorul președinte al PSD. Faptul că a ajuns președinte PSD nu semnifică mare lucru pentru societate, pentru că pare un personaj steril în ceea ce privește viziunea, în ceea ce privește impactul, în ceea ce, de exemplu, mi-aduc aminte de un citat din Napoleon care spunea ceva de genul acesta: nu așteptați ca lucrurile să se întâmple, faceți voi în așa fel încât ele să se întâmple, căutați ocazii și valorificați-le, nu așteptați ca acestea să se ivească. Sunt mai multe citate de genul acesta, în schimb Marcel Ciolacu nu creează un context, nu creează o situație importantă, nu vine cu un backup și cu un impact real pe care societatea să-l perceapă, ci pur și simplu dă crezare zvonurilor că este un tip docil și nu vrea să-l supere pe președintele Klaus Iohannis. Dincolo de aceasta, sunt destul de interesante mărturile echipei, mărturile Vioricăi Dăncilă, dar și răspunsurile pe care Marcel Ciolacu a încercat cumva să le dea ca o contrapondere, că el este un personaj perfect, un personaj care a văzut sau s-a gândit doar la binele partidului, la binele țării, la binele comun și mai puțin la interesele personale. În echipa domnului Ciolacu se află astăzi, vedeți că de aceea se poate cataloga ca fiind o telenovelă, l-avem pe Sorin Grindeanu, care a fost primul prim-ministru propus de Dragnea, a reușit să se mențină vreo 6 luni în fruntea guvernului, după care a făcut ceea ce va rămâne în istoria României ca prim-ministru care s-a opus debarcării de către propriul său partid și într-o telenovelă de
Mahala, împreună cu prietenul lui Victor Ponta, au încercat în momentul acela să dărâme unitatea Partidului Social Democrat, pentru că neînțelegerile dintre el și Liviu Dragnea erau evidente și atunci a vrut să rămână în continuare prim-ministru și de ce nu să scape de Liviu Dragnea. Istoria o știm toți, Liviu Dragnea a câștigat acea bătălie de etapă, a reușit să-l elimine pe Sorin Grindeanu și a apărut după aceea mai rog cu mai mult contribuit Victor Ponta la atacurile la adresa PSD-ului, care practic până la urmă, într-o alianță cu ALDE, știm foarte bine, au reușit să doboare PSD de la guvernare. Interesant este că Sorin Grindeanu s-a întors ca un mielușel și nu mai era acel om care se lupta cu Liviu Dragnea, ci pur și simplu a obținut o funcție importantă, iar astăzi este unul dintre liderii Partidului Social Democrat, un partid care sau un premier care ne-a arătat într-un fel că poate trece de la o partitură la alta, depinde cine îi scrie scenariul. Îl avem pe un alt lider al Partidului Social Democrat, un alt clar vizionar dâmbovițean cu un umor mai de brăila, Mihai Tudose, care n-a stat pe gânduri și a dat demisia când lucrurile n-au mai decurs așa cum ar fi trebuit, dar s-a supărat și pe partid, a plecat, s-a dus la Ponta. Vedeți, Ponta era prieten cu Sorin Grindeanu, era împotriva PSD-ului, apoi și-a făcut partidul și Mihai Tudose s-a dus în partidul său, a ieșit europarlamentar, după care s-a întors în PSD, pentru că brusc și-a dat seama că acesta este partidul care oferă lui o clar viziune și toate cele. Din punctul meu de vedere, am mai scris-o și am mai spus-o, Marcel Cioracu, împreună cu Mihai Tudose, care a semnat ordonanța respectivă, și cu fostul ministru al culturii, Lucian Romașcan, au desființat cu un an și ceva înainte Departamentul Centenar, care ar fi trebuit să se ocupe cu activitățile privind Centenarul României. Așa că, prin acest act, ne dăm seama cât de patrioți sunt acești domni și cât de bine gândesc și trasează ei viitoarele sarcini în ceea ce privește cultura și nu numai cultura și evenimentul respectiv. Cu alte cuvinte, l-au desfințat din subordinea primului ministru, adică din subordinea sa lui Mihai Tudose și l-a trimis în subordinea lui Lucian Romașcanu, care pe atunci era ministru culturii. Vă dați seama, și Mihai Tudose și Lucian Romașcanu, ambii doxă de carte, specialiști în istorie și nu numai, care fiecare vedea rezolvarea centenarului, între ghilimele rezolvarea, așa cum putea. Mai mult. Nu vreau să intru mai multe detalii acum, poate nu este momentul, dar cu altă ocazie voi spune mai multe despre acest lucru. Evident, în aceste dezvăluiri pe care Viorica Dăcilă le-a făcut, a creat o stare de interes care în același timp, în loc să se certe între ghilimele, în loc să se lupte cu actuala coaliție de guvernământ, ce face PSD-ul mai bine? Face ce știe el. Se ceartă între ei. Și când sunt la putere, se ceartă între ei. Și când sunt la guvernare, se ceartă între ei. În momentul de față a intervenit Marcel Ciolacu, care a încercat cumva să calmeze, că el este un domn, este un boem și nu vrea într-un fel să arate practic realitatea sau, mă rog, să o pună la punct pe Viorica Dăncilă. A venit și Carmen Dan în acest lucru, pentru că a fost și ea menționată și a ținut să explice. Ce m-a amuzat cel mai mult la Carmen Dan, pentru că pe lângă catalogarea duce lipsă de atenție să nu uite că Liviu Dragnea a făcut o premier, mi se pare amuzant pentru că în același timp poate nici Carmen Dan oricum n-a negat și ea știe că Liviu Dragnea a făcut o ministru de interne. Deci cu alte cuvinte sunt două colege, două teleormănence care au ajuns în guvern datorită lui Liviu Dragnea. Așa considera Liviu Dragnea la momentul acela, nu știu dacă n-are rost acum să discutăm dacă e bine, nu e bine sau ce a făcut, dar ce m-a amuzat la Carmen Dan este că a catalogat-o pe Viorica Dăncilă cu propoziția următoare. A obținut funcții nemeritate. Pe doamna Dan, în politică când se obțin funcții meritate? Există un principiu, există o strategie, există anumite legi care fac departajare între anumit colegi sau există grupuri de interese, cum sunt partidele, fiecare și cel care se bucură de un interes mai mare din jurul liderului este numit într-o funcție importantă.
Acum este de prisos, din punctul meu de vedere, să găsim aceste inadvertențe, dar în același timp este important pentru istorie, pentru că știm practic cum a funcționat acest grup PSD, grupul din jurul lui Dragnea, care după ce Dragnea a plecat, practic n-a mai reușit să se mențină cumva la suprafață și practic au pierdut și guvernarea, au pierdut și alegerile europarlamentare, au pierdut cam foarte multe lucruri și din punctul meu de vedere, ceea ce lipsește Partidul Social Democrat, de cum și de fapt nu numai la Partidul Social Democrat, la toate partidele politice, lideri cu experiență, lideri cu carismă, lideri cu cultură și viziune care să ofere o speranță și o încredere societății pentru a merge mai bine. Momentan, din punctul meu de vedere, Marcel Ciuracu încă bâșbâie pe axa Buzău-București, încearcă, probabil singurul lui scop este să se mențină la putere, pentru că nu am văzut o strategie clară. Momentan vine la televizor, vorbește așa în stilul caracteristic, adică să nu ne adoarmă, dar nici să ne trezească interesul, promite foarte multe lucruri, se luptă cu societatea, încearcă să, ca orice politician să fructifice toate situațiile pe care le oferă. M-a amuzat foarte mult, de exemplu, ieri că ne-a anunțat în felul următor. M-am vaccinat, dar după mama mea. Nu aș fi putut niciodată să mă vaccinez înaintea ei, unul din numeroșii bolnavi cronici din România. E foarte bine că s-a vaccinat, e foarte bine că s-a vaccinat și mama lui, dar în ceea ce privește, mă rog, în ceea ce ne privește, probabil ar fi trebuit ca mama lui să rămână, sau știrea privind vaccinul mamei sale, să fie una anonimă, ci să ne intereseze doar de Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat, unul din parlamentarii PSD. Dar a fructificat în felul acesta și s-a inclus, adică domnia sa a stat la coadă după mama sa, probabil și îndemnul ca poate și noi când ne vom vaccina să nu ne vaccinăm cumva înaintea mamelor noastre. Dincolo de asta, este un partid care nu spune foarte multe lucruri în momentul de față, nu are opoziție și nu are oameni competenți în structurile de conducere specializați pe diferitele acele departamente de care spunea Adrian Năstase de atâta timp, care să ofere o expertiză, o încredere și practic să înțeleagă și societatea ceea ce face actuala coaliție de guvernământ, iar dacă face greșit, să poată să fie îndreptate prin expertiza pe care și experiența pe care o au cei de la PSD. Momentan, această carte, care probabil Viorica Dăncilă și-a gândit o strategie, vedeți că apar fragmente din această carte, apare de parte de mine de a o scuza sau de a o aprecia. Au fost momente când a rămas singură în partid, probabil, sau în grupul ei, dar până la urmă și ea și-a conturat sau a acceptat acest lucru. Există atât de multe și interesante mărturii despre Marcel Ciolacu, care a venit la ea acasă, care a oferit un ceai, care au discutat despre grupurile de interese. Deci, pe parcurs se vor discuta foarte mult despre aceste lucruri, care vin cumva să ofere o idee și mai bună în ceea ce privește înțelegerea evenimentelor din Partidul Social Democrat. Evident, Marcel Ciolacu a avut grijă ca, după ce a câștigat alegerile, să elimine pe cei care sunt incomozi, că or fi bun, că nu or fi bun, că or fi diferiți sau nu diferiți de alții. Practic, au venit cu această expertiză în care cei care au avut probleme sau cei care au fost în jurul lui Iliescu, probabil și în jurul lui Adrian Năstase, să nu mai fie acum, considerându-se expirați, dar nu, viitorul este dat în momentul de față de foștii colegi din trecut, și anume acum Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, demni și apri și luptători înverșunați pentru propășirea României. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!